Salut, bă, șacalilor! Am înțeles că unora nu le place să zic șacal. Sau că de ce zic șacal? N-am nicio idee, hai să trecem la clip. Vlog the fish. Drept entuziasmat, mă înjur pe viața mea, dacă nu. Da, frate, ce să vezi? Am adus stăteam ieri în pat, pur și simplu, și mă uitam pe telefon. Și cum dădeam așa scroll, văd mare notificare că vine de acolo de sus, mă înțelegi? Băi, și văd acolo. Vezi că s-a luat de tine? Am zis că s-o fi luat connector, Mikey H de mine, frate. Apăs repede acolo pe notificare, văd... Vlog the fish. Așa că m-am uitat la video lor de 17 minute și nu știu, m-a făcut să râd, într-adevăr. Așa că în video de azi o să le răspund la video, dar 1. Nu o să pun videoclipul lor în al meu ca să nu mă umilez pe mine și nici pe canalul meu. Și 2. O să le pun linkul de la videoclip în descriere, să vă uitați voi la tot videoclipul lor ca să înțelegeți ce zic și ca să le faceți și o vizionare, mă înțelegi? În primul rând, băieții Kendama, adică au dus Kendama în România, nu știu cum permit eu, frate. Eu, ultimul necunoscut, ar trebui să mă consider un semi, nu ce semi zeu, frate, un zeu că s-a luat frații Kendama de mine, mă înțelegi? Bun, și acum trecând peste partea, ei sunt creatorii Kendama în România, mă rog. Ia ghiși, mă. Că verișorii lui Nicolas, sigur, sigur. Băieții ăștia nu știu, au încercat să facă 17 minute în care a dat apărarea lui Nicolas și au zis că la ei pe canal sunt foarte mulți copii de 8-9 ani care le spun cum să se apuce de vlog și ei chiar încurajează treaba asta, frate. Adică încurajează toți copiii mici, bă, apucați-vă de vlog. E foarte bine că eu la 9 ani mă dădeam pe leagăn, că mă jucam cu nu știu ce nisip, da, frate, așa. Frații Kendama au o părere foarte bună despre asta, numai că părerea mea că e de căcat, adică mă înțeleg. Să clarific de la început, o să zic și în videoclipul ăsta, cum am zis și în celălalt videoclip, eu nu m-am luat de el ca persoană fizică, m-am luat de comportamentul lui, ca să zic așa. Poate să fie maică ta patronul la Noriel, frate. Poate să te cunoști tu cu Ilie și să te promovede și cu Next Big Vlogger și Coca-Cola. Bă, dacă nu ești tu și mai ești și prost, e degeaba, frate. Da, mă, și ca să vezi. A fost subiectul principal după s-au luat de videoclipurile mele. Frații ăștia Kendama, care se presupune că au peste 18 ani, sigur. Bă, să vezi, bă, nu le place sound effect-ul pe care îl folosesc eu la tranziții. Da, și bineînțeles că sunt doi. Și-au împărțit treburile la modul dacă întoarce să dă play la clip, Elvis Presley râde de nu mai poate. Cum? Da, nu, e degeaba. Ăla e ce-i drept dădea ca prostul în pat că eu foloseam vreo chestia aia cu pârți între videoclipuri. Am auzat foarte tare că băieții ăștia sunt așa de închistați la minte de, bă, de ce au zis că nu mi-au detectat autoironia pentru că e prea slabă sau pentru că e inexistent. Ei, cred că eu am făcut videoclipul ca să arăt cât de oftica sunt, că puști eu la mic are mai mulți abonați decât mine. Oricine ai fi tu, puțin mă interesează de câți abonați ai, mă înțelegi? Ca să nu mai zic câți litri de Coca-Cola ați băut ca să ajungeți la 60.000 de abonați. Am înțeles și că pe blondola l-a promovat Ilie și că mă, stai nu știu ce porcărie, mă rog, nu mă interesează. Am făcut videoclipul ăla efectiv ca să vezi cât de nașpa, cât de fake poate să fie, atâta tot. Dar verișorii, frații Kendama au sărit în ajutor repede. Amintesc acum că au zis când am primit coletul ăla, l-am desfăcut și era o hârtie pe care scria ceva în engleză. Zicem că am citit, nu știu, water bottle sau ceva de genul. Păi și-au tras ăștia un râs să n-am eu părticică. Păi fi ultimul săran care nu știe să citească în engleză, adică asta au înțeles ei. Dacă vrei să prinzi autoironia, trebuie să respecti doi pași. Primul este să gândești cât de cât, iar al doilea este să nu fii vlog de fi sau frații Kendama sau Coca-Cola sau Ilie's Vlog sau cum le ziceți voi. Păi deci boșii Kendama s-au luat de mine că nu știu să edit. Sau că pun prea mult un efect în... Sau că pun prea mult un efect. Și după s-au luat de videoclipurile mele populare. Ăștia-s profesori în clickbait, frate, și de mine, mă, ești nebun la cap? Da, păi acum o să vă arăt ce înseamnă să fii cretin. Uitați-vă la clipul ăsta. Arată-le Kendama să vadă că n-ai nicio ață invizibilă, nimic. Ai o Kendama normală. Așa. Deci, că tocmai a dat cel mai greu trick. Mie mi se pare imposibil, dar arată-le tu să vadă despre ce e vorba. Așa și dă-i drumul. Wow. Cred că gata, e destul. Și ce zici de acest trick? O să le arăți și lor cum să-l facă? Păi, dacă acest clip strânge 10.000 de like-uri... Câte? Nu cau ca mult tupeu? O să folosesc o cacofonie ca să spun că coca-larii ăștia s-au luat de mine, frate. Mai recapitulăm o dată. Frații Kendama care au cu mulți abonați peste mine și care sunt niște zei ai YouTube-ului, adică nici nu pot să mă compar cu ei, au terfelit în videoclipul lor accentuând faptul că eu sunt inconștient de treaba pe care o fac și că sunt un nesăbuit că aduc o asemenea jignire, că reacționez la un videoclip care îi citește măsa ce îi spune în spatele camerei. Poate să fie cine o fie, am cea mai slabă părere despre el, e un fake, nu mă interesează cine e sau ce o să facă sau câți abonați are. Și erau atât de mad, mă, că mă ia la abonați. Bă, ești nebun, mă ia blondul la abonați, bă, ce să mai fac eu? Adevăr, nu o să pot să dorm noaptea când o să mă gândesc că Nicolas e lângă maică ta și scriu scenariu pentru videoclip. Sau că mă ia la abonați, într-adevăr. Oricum, până și în comentariile lor erau oameni care înțeleg, nu știu, nebunia mea, autoironia, pamfletul ăsta pe care îl fac eu pe canal. La părerea mea că poate să aibă bacul, dar nu prea au creier, deci...
orice caz, nu mai am ce să mai zic, e degeaba, ori mai fi zise chestii, nu mă mai interesează. Singura chestie bună pe care a făcut-o e că m-au corectat că destul de superior nu are grad de comparație. Am înțeles, mersi. Promit pe inimă că o să te corectez și eu când o să zici ca în loc de decât, promit. Hashtag Nicolas, hashtag nu știu de umor, hashtag frații Kendam. Ne vedem acuși, bă, șacal, oricum v-am zis și la celelalte videoclipuri. Fiți voi, nu trebuie să fii original, poți să te inspiri, dar fii tu. Și încercați să aveți un umor de calitate, e foarte apreciat pentru oamenii care gândesc puțin. M-am pupat, mă duc să-i tai Kendam alu frate meu ca să fac vizualizări și ne vedem. Papă! Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Sunt un bagaboy, sunt un derbedeu. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Sunt un bagaboy, sunt un derbedeu. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Sunt un bagaboy, sunt un derbedeu. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu.